Atenție când vă alimentați mașina. Dacă vă imaginați cumva că la pompă B înseamnă benzină, nici vorbă. De azi, B înseamnă motorină. Și dacă nu sunteți pe fază, riscați să derutați motorul autoturismului și să rămâneți cu mașina în drum. Începând de astăzi, denumirile carburanților de la pompă se schimbă. Intră în vigoare o reglementare a Parlamentului European care impune introducerea unui nou sistem de etichetare a carburanților. Scopul este clar. Armonizarea denumirilor pentru a-i ajuta pe conducătorii auto să aleagă combustibilul potrivit pentru vehiculul lor. Benzina va fi marcată cu litera E încadrată într-un cerc. Litera va fi urmată obligatoriu de una sau de două cifre după caz. De exemplu, inscripția E5 se referă la benzină cu cifră octanică 95 sau 98 care are maximum 5% etanol. Benzina E10 de 95 sau de 98 are 10% etanol în compoziție. În cazul motorinei, marcajul va fi litera B integrat într-un pătrat, urmat de o cifră în funcție de procentul de biodizel din motorină. Cu rom vor fi marcați toți carburanții alternativi. Pompele de gepele nu își schimbă numele.